G2A, jocuri ieftine. Eu am mers o grămadă încercând să găsesc un garaj și cred că e garaj aici. Și salutare Pinker și Pinker. Uite o mașină! Jesus! Oh my god, au claxonat-o și fuge! Stop, stop, domnul, stop, stop! Oh my god! Am găsit mașina de poliție, domnul! Oh my... Eu sunt cu asta mașină. A, tu ești cu asta? Rămâneți pe loc! Am găsit mașina, m-ați trimis după mașină! Nu vă apropiați de mașină, vă rog frumos să treceți în genunchi! Ia uite ce tip ăla în bidon! Nu că murdăresc costumul! Treceți în genunchi sau veți fi împușcat! Cum fac, mă, cu genunchiul? Împușca, papăceat! Așa, gata! Ia uite ce tip pe megafon! Deci avem un suspect prins în custodia poliției. Rămâneți în genunchi ușor! Eu sunt în mașină aici cu el, m-a băgat. Domnule polițist, gen colegii m-au trimis după o mașină să mă întorc la aici și am venit până aici după un garaj. Am mers pe jos, domnul. Oia, habar nu au nimic de ei. Vino cu mine. Le-ai auzit, bă, ce țipam bidon? Ridică-te în picioare. Haide, ușor, te ajut eu. Pot să urlu și eu în megafon? Că n-am folosit niciodată unul. Trebuie să intri în mașina de poliție, ceea ce este ilegal. Auzi, mai vine, cred că vine duba astea. Iute! Uite iepurile, domn polițai, împușcă-l! Aoleo! Uită-l! Domnule, sunteți nebun la cap să împușc iepurile? Dă-i! Bun. Așteptăm transportul. Aoleo. După care vom fi transportați la secție. În maxim 2 minute vor ajunge băieții. Aoleo, mamă! Bă, Carlos, mâncați și noi. Credeți că vă jucați aici? Vreau și eu să știu de ce ați fugit. Dar n-am fugit, domnul, m-au trimis după o mașină de poliție. Nu, m-au trimis după o mașină pentru că li s-a stricat duster-ul și mi-au dat un tractor să mă duc. Bun, colegi, mă bucur că ați ajuns. Avem nevoie de transport pentru domnii. Perfect. Bun, deschideți ușa. Ușor, calmează-te. Domnul, cum a venit? Haideți aici. Domnul Înalb, vă rog frumos să cooperați cu mine, ok? Da, domnul Înalb, îmi place cum sună asta. Urcați acolo, ușor, pune-i centura tu. Okay. Hai băieți, am nevoie de cooperare, puneți-i centura. Hai bă, cheilor mai repede, ia uite-te la ăștia. Vreau frumos să nu ne faceți cheli. Dar sunt chei ăștia din spate. Domnule, de unde știi? Se vede, what? Bun, facem escortă către secția de poliție la Blaine. Așa, perfect, la Blaine, ok. De unde știți că suntem chei? What? N-ai păr în cap, ești chel, oh my god. Domnule, am avut încredere în dumneavoastră. Domnule, dar aici sus... Deci am mers o grămadă, tractorul ăla era mai încet decât alergatul meu, așa că am luat-o pe jos. Am crezut că aici la deal în casă este garaj. N-am găsit altă mașină, domnul. Pe garaj era acolo, la benzinărie, lângă noi, da. Era la benzinărie? Da. Dar ce nu mi-ați zis? Că eu am crezut că nu e garaj acolo, am crezut că e numai... Așa, apoi m-am urcat în pârca asta, dar era stricată, aia mov. Și am zis că mă bat piciorul. A, ați vrut să furați mașini. A, nu, am vrut să o împă... Nu, a fost în interesul poliției, nu? Adică gen. A, într-un fel aveți cum noastră de tot. Într-un fel, de două feluri. Mă, dar cu tine ce are ăla? A, și mi-a promis colegul dumneavoastră că am voie să urlu un microfon. Ce? Ce? Da, în megafon. Haideți! Da, în megafon, microfon de ăla, da. Da, domn, dar nu aici, când ajungem la secție, deoarece doar să nu se sperie oameni. Coleg, vrei un aspect? Jesus fucking Christ! Te auzi? Nu, aspirina e pentru altceva, măi, trebuie un decasept. De la de se suge. Dar noi nu avem un decasept aici. Atunci un trachisan. Noi avem colaborare cu spitalul. Niște spil și ne dă orice. Noi avem colaborare cu spitalul și ne dă orice atunci când avem nevoie, dar nu am stoc de capinare. Da, are foarte multă logică. Avem acolo asistent la secția de poliție. Doar ca să știți, colegul meu are arme la el. Vom avea grijă la secție să vă percheziționăm pe amândoi. Da, foarte bine, vreau să mă percheziționați peste tot. Da. Ce? Să nu vă speriați de viteză, deoarece colegul nostru a fost... pilot de raliuri. Da, e bine. Și a fost antrenat să mergă la viteză mare. Da, așa, vedeți că îl împing? Da, îl împing și voi îl prindeți, da? Îl prinde. Haide. Așa.
Opa, așa. Haideți, domn. Bun, băi. Domnul Nal, veniți după mine, vă rog. Domnul Nal, vă rog frumos să cooperați și să veniți după mine. Stai, bă, pe domnul din mașina asta. Domnul în negru. Domnul Nal după... Dar nu știu cine mă strigă. Ăsta, domnul negru. Aici. Care... A, ăsta, a, ok. M-a băgat aici, Scoci. Scoci. Bun, avem un jaf în desfășurare aici la Blaine, suporturile aeriane se pe drum. Ok, și noi... M-a pus aici, Scoci, ăștia. Okay. Da, salut, domnul. Bine, ce-am să ieși și dumneavoastră, vă rog. Hai. Vă grăbiți? Oh, da, da, suntem, avem colegii multe treburi. Colegii sau la intrare, colegii? Bun, colegii, am nevoie. Noi de ce căutăm la jaf, Carlos? Ah, domnul, eu mă grăbesc, eu trebuia să mă duc să mai fac 3 grame de Marie. Vreau să știu dacă aveți... Ce ai zis? De curse cu tirul. Tirul, domnul. Bun, am nevoie să știu... Dacă aveți un act de identitate la dumneavoastră. N-am. Un ardei de ce? Niciunul? Zic că n-ai. Eșecul identificării, știți ce înseamnă asta? Stai, domnule. Că suntem... Pe lângă faptul că ați fugit de poliție. Am trecut granița fără... Ah. Da, am fugit, domnul, am luat oralizat. Deci n-aveți niciun buletin la dumneavoastră, nu? Nu, domnule. Obișnuiam să am, dar a expirat gen și... Bun, aveți un nume? Ion Rozalescu. Ion Rozalescu. Pare cunoscut, nu știu de unde. Dar și vocea dumneavoastră îmi pare cunoscută, dar nu știu niciun. Da. Domnule Ion, stați puțin. Vă știți CNP-ul pe de rost? 1950. Domnule Ion, a, vă eu? Știți CNP-ul a, pe 1000, de rost? Da, 1950, da. Bun. Am crezut că vorbea cu tine, mă. Înainte să verific cazierul, vreau să știu dacă ați mai primit oameni sau ați mai avut conflicte cu poliția. Domnul, vezi că ai cam răgușit un pic. Stați așa să mă gândesc, a fost odată când atunci m-au lăsat. Nu, ei sunt curat, domnul. Okay. Pe cuvânt de cercetaș. Da, domnul. Am înțeles. Bun, haideți totuși să verificăm. Da, e tot în regulă. Bun, fiind prima apare, nu, domnul, buletin are carte de identitate. Dar trebuie să mă duc să-mi fac altul, nu? Dar îmi trebuie programare și știți cum e cu birocrația. Bun, domnul, mult. Domnul, vedeți că vă minte, nu trebuie să se ducă să-și facă alte, trebuie să se ducă să-și facă altele, că ăsta are mai multe buletine false. Am înțeles. Dar ăsta are arme ascunse la el. Verificați-l. A, da, da, Carlos, facem așa. Are mai multe buletine, a? Fie rar să fie de nemernic. Pantaloni. Ce, domnul? Vezi, pe la picior și că și-a băgat un dita mai sniperul. Doi! E un alcă pe domnul tăta. Ia să vă verificăm și pe dumneavoastră. Vezi că are și are substanțe legale. Singurul lucru pe care l-am la mine este dragostea față de Iisus Hristos. Aoleo, domnul, fiți atent cum face. Ideea e că veți scăpa cu amendă de aici. E ok. Așa. Dar cât de mare? Partea proastă e că nu aveți buletin și nu știm unde să vă trimitem amendă. Aveți un buletin stabil? La casă, domnul. Poate să-mi spun o adresă, colegă. În mașina lui Carlos stau de obicei. Acum părinți? Nu, dar n-am un domiciliu stabil. Da, dormim acolo amândoi, că n-avem ca să ne dăm căsca. Veți fi amendat după care vă dăm... Trebuie să mă duc să-mi fac buletin, fuck. Și tași din gură. Tași tu, bă. Domnul, vedeți că a condus și n-are permis. Nu am permis, verificați-mi permisul. L-am luat data trecută, fraiere. De fapt, cealaltă data trecută. Ia uitați. Am luat permisul cu 0 din 3 greșeli, domnul. Bă, dar aici că aveți permis. Cum să nu am? Da, am, da. Am uitat, domnul, că l-a luat de la un milițian cu șpagă. Oftim? L-a luat de la un milițian cu șpaga, am fost eu cu el, eu le-am dat corect, am luat o greșeală și... Cine mai exact? Dat... Wow, cine mai exact? Unul după aici, unul dintre ei, să vorbesc. Uite ăsta de aici, ăla care a vorbit. Domnul a plătit amenda, va fi eliberat. Ok, a dat drumul. Da, normal. Mârlanu. Bun. Aveți cu ce mașină să plecați? Da, furăm una de... luăm din garajul Dacie. Poftim? Luăm din garaj, am eu un Sandero. Așa ziceam și eu. Bun. Furăm una de...
Haideți, colegi, avem un jaf fără desfăciutare. Mai mergem să luăm, să luăm Maria aia de acolo din portbagaj. Eu mă duc să fac ture cu camionul Carlos. Bă, unde e un garaj chiar? Nu știu. Hai să furăm o mașină de poliție. Nu, Carlos. Furăm după ce pleacă ei, dacă vrei. Avem garaj aici? La jaf. O, ce cactus frumos aici. Taci că am furat, urcă! Urcă-mă! E, e ca, foarte frumos cactusul ăsta. Urcă-mă aici! Ce faceți acolo? Floricelele! Nu mă urc! Noastre! Dar nu, doar le miroseam! Haide! Voiam să fac challenge, voiam să fac challenge. Challenge! Vreau să fiu vlogger, vreau să link cactus. Vlogger! Nu-mi dau seama unde-i... Opa, mă scuzați, mă duc la un garaj. Iau pe jos ca să vin să te iau cu asta. Bă, da, dar gen, tu fugi cu ea să nu vadă că... Hai că am luat-o! Au mai lăsat o mașină aici, Carlos! Unde ești? La poliție încă! Au lăsat o mașină aici! Hai să o luăm pe atacă, e mai rapidă! Ce fraier, nu și-au dat seama că te-ai urcat în aia! Iată, vrei să fac o manevră de la Iisus Hristos? Unde a dispărut mașina, dude? Hai că fac o manevră de la Iisus Hristos, zici ce mașină vrei? Vrei o dubă mare? Lamborghini Sandero. Nu. Nu? Vrei un Ferrari? Vreau un Ferrari California. Ui, what? Pe bune că... What? Ui, chiar e Ferrari? Ui, e Ferrari... Dude, cum de l-ai scos aproape instant? Am zis la întâmplare o mașină. What? Eu nici măcar nu știu cum arată Ferrari California. California. Poți să oprești alea că după aia poate se întreabă vreun polițai că ce facem în misiune și apoi își dă seama că nu suntem polițai. Bun, Carlos, unde sunt banii de pe toată prostia în care m-ai băgat cu, cu Maria ta, a? De unde bani? Că mi-au luat tot. Ți-au luat și marfa? Nu știu cum le scoatem. Tot. Ți-au găsit armele? Tot. Și armele, mă, pe bune? Împărătu repede, da. Păi da, tu că ai mai multe, mai multe de alea, cum le zice, mai multe buletine. Păi bă, vreau doar să știi că am mai multe pentru că a trebuit să-i dau unul și lui Smiley, știi? Că el și l-a pierdut. A, uite mașina noastră! Oh. Oh. Bă, dacă o strici și pe asta... Bă, oprește bă aia, bă! Oprește aia, Jesus, că dacă poate... Vrei, dacă vrei, dacă vrei, poți să o transform în dubă de poliție. De ce? Cum? What? Cu talent. Ai furat ăstora mașina și acum ai și puteri ca în full metal. Uite, un sărac om lipsit de apărare pe stradă, dude. Hai să-l ajutăm. What the fuck, caută ăla pe aici pe jos. Bă, la... Bă! Stai liniștit în mașină. Carlos, nu-l împușe. Bă, lasă-l în pace, dude. Aoleo. Yo, de unde ți-ai luat geaca, boss? Mâinile sus, mâinile sus. Bă, și eu aveam o geacă de aia. Uite, voiam să mă sun o mașină. Oh, fac altă poliție. Oh my god. Sunt atât de confuz, Carlos, fugi. Fuck. De unde? De unde a venit? De ce te-ai oprit să tragi? De ce, a? A? Stai că zic că scole cu el. Nu te crede. Aoleu. Ia să vedem, e tot domnul cu megafon. Dacă e ăla, ne-am lins pe bot că ăla ne știe. Calco. De ce conduci tu? Nu-i călca pe ăștia, lasă-i în pace, Jesus. Ah, fac eu mașină în față, ok, vine treci. Vine după noi? Da, da, mergi. Glumesc, nu vine. Nu e, e okay. Nu vine, mă. Bă, fă stânga. Oh my god, unde te uiți? S-a oprit, nu mai merge. Oh my... Okay. Ai armă? Eu eram aici pe bancă. Eram aici pe bancă. Am fost tot timpul aici pe bancă. What the fuck? Ah! Vrei să-l împuști? De ce te-ai urcat în mașina asta? Nu. Uite cât a mers anul. Mâinile sus! Da-te jos! Mâinile sus! Culcat! Te-mpuși! Stai acolo loc! Ha! Ăla e încă în viață, apropo. Pe loc. Uh-oh. Paolo. Eram sigur urcă mașină, urcă mașină aici. S-am deschis ușa. Urcă mașină. Ah! Te las aici, Carlos. Urcă. Urcă. Nu se poate. Fugi!
Avem roțile sparte. Oh, fuck. Oh, fuck, dude. Domnul de-a mi-a distrus toată luneta. Colegul dumneavoastră a tras în roți. Oh, să-mi pun centura. Fuck. Nu știu ce m-am făcut eu. Nu știu, Carlos ăsta mă bagă numai în belele. Jeez, nu mai merge deloc mașina asta fără cauciucuri, mă. Ok, fii antenă cum facem. Fii antenă aici așa. Se numește gameplay ăsta, Carlos. Ok, ăsta nu e gameplay, a fost lag. S-a stricat? Nu e perfect, ok, numai că gen acum o să facem ceva. Mai eliberați pe mine că nu spunem noi nimic, plecați și faci cu nimic nu s-ar fi întâmplat. Țineți gura că știu ce ai vrut să mă arzi. Ok, împușcă-l Carlos și iei mașina. Gameplay! Yeeey! Mașina asta e a mea acum. Urcă Carlos, urcă! Urcă Carlos! Plec fără tine! Era deja mort, Carlos, să știi. Bă, de ce n-ai închis portiera? Mă trage curentul. Stai că am oprit... Oh my god! Era să zic că am oprit-o. Am vrut să închid... Am vrut să închid portiera, de asta am... Lasă-mi... Nu! E rândul meu să conduc. A trebuit să închid portiera, că tu n-ai închis-o, ok? Și de asta am bușit mașina. Despre ce vorbești, mă? Tot am scăpat. Eu sunt cel mai nemârlan din 2019, ok? Mașina asta e de căcat! Fuck! Dude, jur că, gen, a fost lag și n-a vrut deloc să ia virajul, Carlos.